Dragii mei, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim o delicioasă prăjitură cu ciocolată și cremă de brânză. Rețeta este una foarte ușoară și rapidă, nu avem nevoie nici măcar de mixer pentru a o pregăti, așa că eu vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Sigur vă va place rețeta, iar dacă o veți pregăti, veți fi foarte încântați de gustul acestei prăjituri. Haideți să vedem și ingredientele necesare pentru această prăjitură. Începem cu ciocolata și untul pe care trebuie să le topim. Punem untul peste ciocolată, iar apoi ducem bolul la cuptorul cu microunde. Vom lăsa cele două ingrediente timp de 30 de secunde, după care scoatem bolul, amestecăm în el, după care îl introducem pentru alte 30 de secunde și tot așa până când se va topi untul împreună cu ciocolata. În cazul în care nu dispuneți de cuptor cu microunde, puteți să faceți acest lucru și pe baie de apă. Doar amestecați în continuu până când sunt topite atât untul cât și ciocolata. Eu după 30 de secunde am scos bolul din cuptorul cu microunde, am amestecat foarte puțin pentru că untul tinde să se topească mult mai repede decât ciocolata, iar apoi am introdus bolul pentru alte 30 de secunde. Topim cele două ingrediente așa în reprize pentru a nu se arde ciocolata. După ce am scos bolul a doua oară din cuptorul cu microunde, după cum vedeți, untul este aproape topit, începe să se încălzească, ceea ce ajută ca și ciocolata să se topească mai repede. A treia oară va fi ultima oară când voi introduce bolul la microundă, după care îl voi scoate și voi amesteca foarte bine, până când ciocolata este și ea topită în totalitate. Așa trebuie să arate la final compoziția de ciocolată cu unt. Acum o dăm deoparte și în continuare spargem 4 ouă într-un bol încăpător, peste care adăugăm și un praf de sare și le batem foarte ușor cât să le omogenizăm cu ajutorul unui tel. Apoi adăugăm zahărul și continuăm să batem până când și acesta este foarte bine încorporat cu ouăle. Eu am pus 180 de grame de zahăr pentru ca prăjitura să nu fie foarte dulce. În cazul în care voi doriți o prăjitură foarte dulce, atunci puteți să puneți 200 de grame. Iar în timp ce batem ouăle cu zahărul, punem și esența de vanilie. Peste ouă vom adăuga acum compoziția de ciocolată cu unt, care între timp s-a și răcit. Amestecăm cutelul cât să omogenizăm foarte bine această compoziție. În continuare cernem făina împreună cu praful de copt. Iar apoi o încorporăm foarte ușor cu ajutorul telului. Profit de acest moment pentru a vă invita să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Este gratis și așa vă puteți bucura de noi rețete în fiecare săptămână. Iar dacă v-a plăcut această rețetă, dragii mei, nu uitați să-i dați un like și să o distribuiți cu prietenii voștri în rețelele sociale. Cine știe, poate cuiva îi este de folos. Compoziția cu ciocolată este gata, așa că o vom da deoparte și în continuare ne ocupăm de crema de brânză, peste care vom adăuga cele două ouă, o linguriță de esență de vanilie, și 4 linguri de zahăr pudră. Crema de brânză trebuie să fie la temperatura camerei pentru a se putea amesteca foarte ușor cu telul. Exact acest lucru facem în continuare, amestecăm foarte bine cu telul pentru a omogeniza toată această compoziție și pentru a obține o cremă foarte fină. Pregătim și tava în care vom coace prăjitura, o tapetăm cu hârtie de copt, iar apoi turnăm aproximativ 3 sferturi din compoziția cu ciocolată în tavă. O întindem foarte bine pe toată suprafața tăvii. Dimensiunile tăvii mele sunt de 20 de centimetri în lățime, pe 29 de centimetri în lungime. Puteți folosi de asemenea și o formă rotundă cu inel, care să aibă un diametru cuprins între 20-22 de centimetri. După ce am terminat de întins primul strat de compoziție de ciocolată, adăugăm crema de brânză pe toată suprafața acesteia. O întindem și pe ea tot așa, în mod uniform cu ajutorul spatulei, iar apoi pe deasupra, din loc în loc, putem să adăugăm fructe proaspete, eu am pus meură, dar puteți folosi și afine, sau chiar vișine sau cireșe din compot.
După ce am așezat și fructele, putem să punem restul de compoziție cu ciocolată, o distribuim pe toată suprafața tăvii. După ce am terminat de curățat foarte bine și castronul, cu această spatulă vom amesteca stratul de brânză cu stratul de ciocolată de deasupra, exact așa cum puteți vedea în imagine. În acest timp, cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Dacă aveți un cuptor pe gaz, trebuie să-l puneți la foc moderat. Punem prăjitura la cuptor pentru aproximativ 50 de minute, îi facem și proba cu scobitoarea în momentul în care aceasta este curată, înseamnă că prăjitura este gata. Și după 50 de minute eu am scos prăjitura de la cuptor, am să o las să se răcească aproximativ 10-15 minute în tavă, după care cu ajutorul hârtiei de copt de la bază am să o scot pe un grătar și am să o las să se răcească complet. Și după ce prăjitura s-a răcit, am așezat-o pe un platou, iar acum am să tai câteva felii pentru a vă arăta cum este și la interior. Prăjitura are un aspect extraordinar de plăcut și la interior, ca să nu vă mai spun cât este de aromată. Haideți să vă mai arăt încă o felie pentru ca voi să vedeți ce design frumos are la interior. Combinația dintre crema de ciocolată și cea de brânză a făcut din această prăjitură un adevărat spectacol. Haideți să și rupem o bucată să vedeți cât este de fragedă și la interior. Eu deja am încercat-o și trebuie să vă spun că prăjitura este un adevărat deliciu. Trebuie neapărat să o pregătiți și voi pentru a vă convinge cât este de delicioasă. Dragii mei, până aici videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la următoarea rețetă. Numai bine tuturor!